este un fiu, vreau să fiu foarte scurtă, pentru că avem și copilași și fiecare familie va pregăti o întreagă demonstrație cu bicicletele. Vreau doar să test câteva lucruri importante. Este, din punctul meu de vedere, cel mai spectaculos și ambițios proiect în ceea ce privește mobilitatea alternativă cu bicicleta și este și cel mai scump. Când am implementat acest proiect, o serie întreagă de sibieni au fost îngrijorați că noi aici strigăm cadrul natural. Eu vreau să vă asigur că nu am stricat nimic. Din contră, am adus plus valoare. În primul rând, am transformat o barieră naturală în deplasare, într-un coridor de deplasare cu bicicleta, într-un coridor de conectivitate. Noi conectăm prin aceste piste Bușterița, cartierul Reșița, cu cartierul Terezian, până în cartierul Ștrat. Mai mult, prin aceste piste poți să te deplasezi prin Bușterița până la Rășinar, pe piste singure, cu niște mici întrerupere. Dar și aceste întrerupere se vor rezolva, pentru că avem pregătite două proiecte care le vom depune odată cu deschiderea liniilor de finanțare la ADR Centru, prin care lungim pistele în Arval și la Monte. Așa că avem piste sigure, deci dacă acum câțiva ani am avut numai piste de senate pe asfalt, acum avem piste sigure care te duc din un capăt al Sibiului de celălalt capăt al Sibiului. Ce vreau să mai menționez legat de cadrul natural, noi am adăugat mult verde a ceea ce a fost în Marul Cipriului. S-au plantat peste 400 de pomi, s-au plantat peste 500 de arbori, s-au însemânțat peste 10.000 de metri pătrați cu iarbă pe taluzuri și de-a lungul marurilor, prin hidroînsemânțare, plante de luptă. O să vedeți niște zone superbe cu plante de luptă care floresc. Primăvară până în toamnă, sunt zeci de culori, are un aspect mai sălbatic, natural, zonele confundați cu Muriana, sunt plante special semănate ca să ducem un aspect mai natural acestei zone. Ce aș mai menționa, e foarte scurt, este pe cât de ambițios, pe cât de reușit este acest proiect. Și că avem un proiect reușit, se datorează faptului că am avut șansa ca la această procedură de contractare contractul să fie câștigat de către compania Moma. Compania Moma care este reprezentată prin președintele Conadon și Abăgoată și prin directorul general al Societății Comerciale Conca SAO. Acest proiect, fără un constructor cu mare experiență, implicat 100% și foarte flexibil, pentru că constant trebuia să ne adaptăm condițiilor de teren, acest proiect sunt sigură că nu s-ar fi realizat la nivelul cum o să vedeți că a fost realizat. Deci am avut această șansă și vreau să mulțumesc consumatorului, domnului Moacă, domnului general Cristian, ca antreprenor general, pentru că ați avut și o serie întreagă de subcontratanță, să mai bine vă referiți dumneavoastră la ei. De fapt, eu vreau să vă felicit și să felicit pe cei care au lucrat aici. De la ultimul muncitor până la cel care a stat în vârful piramidei și a funcționat acest lucru. Este o lucrare de referință și sper că va fi folosită foarte intensiv de sibieni, nu numai pentru relaxare și pentru timpul liber, ci este o ocazie de a merge la servici cu bicicleta, de a te face acasă. Tocmai asta o să demonstrăm prin cei care participă la această cursă. Avem echipe formate. De fapt, deschidem pistele cu un grup de părinți cu copii, urmează un grup de corporatiști care lucrează la întreprinderi, fie în zona Bușterița, fie, de exemplu, grupul de pompieri care are aici baza de pompieri și care sunt încântați de aceste piste. Va fi un grup de la Apă Canal care și el a lucrat pe acest șantier și, bineînțeles, un grup de la Pona. Deci, și o să vedeți cum îmbinăm utilul cu plăcutul în aceste piste. Eu atât am avut de spus. Pe
parcurs. Noi când vom merge mai acolo, am alături de mine pe managerul de proiect, Ioana, hai te rog un pic mai aproape, doamna Ioana Leca, o să ne mai dea explicații suplimentare și de fapt e toată echipa de proiect, dar vă prezentăm pe parcurs ca să nu pierdem timpul, că ne așteaptă copilașii care vor să vorbească.